Salut, soldați al forțelor speciale lui Dumnezeu! Bine v-am găsit la emisiunea Descoperă tu însuți, în care descoperim lucruri uimitoare despre Dumnezeu, care este comandantul absolut al Universului. La emisiunea precedentă am descoperit 4 nume ale lui Dumnezeu, cum sunt ele în limba ebraică și traducerea lor în limba română. Să vedem dacă le țineți minte. Deci, El Elion înseamnă Cel Prea Înalt. Jehova Rafa înseamnă Domnul care vindecă, Elohim, Dumnezeu Creatorul, și Jehova Nise, semnificația acestui nume este Domnul este steagul meu. În emisiunea de astăzi vom descoperi încă câteva nume ale lui Dumnezeu și vom vedea cum Domnul prin aceste nume ni se descopere în diferite circumstanțe ale vieții noastre. Deci, pentru cercetările de azi, ai nevoie iarăși de carnetul confecționat de tine. Dacă nu ai făcut acest carnet, privește episodul 8 și vei învăța să-l faci. De asemenea, vei avea nevoie de pixuri și creioane. Nu uita de manualul tău, Doamne, învață-mă să mă rog. De asemenea, ai nevoie și de Biblie. Deci, să începem exercițiile de descoperire a adevărului despre numele lui Dumnezeu. Unul din numele a lui Dumnezeu pe care le vom descoperi la emisiunea de astăzi este Jehova Jire. Pentru ca să înțelegem ce înseamnă acest nume, să citim Geneza 22, versetul 14. Avram a pus locul lui aceluia numele, Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și azi, la muntele unde Domnul va purta de grijă. Ce nume a pus Avram locului acestuia? Ce interesant, Avraam a numit un munte, Domnul va purta de grijă. Dumnezeu este Jehova Jire. El nu numai s-a îngrijit de mântuirea noastră, trimițându-L pe Domnul Iisus să moară pentru păcatele noastre, ci El ne împlinește și nevoile. El ne vine în ajutor atunci când suferim sau avem necazuri, întărindu-ne când suntem slabi, dar ne dă și locuri de muncă sau părinților noștri. Ne dă haine și mâncare ca să ne hrănim. Dumnezeu este Cel ce ne poartă de grijă nouă și familiilor noastre. Un alt nume uimitor al lui Dumnezeu este Jehova Shama. Ca să găsim traducerea acestui nume, haideți să căutăm și să găsim Ezechiel, capitolul 48, versetul 35. De jur împrejurul cetății, 18.000 de coți. Și din ziua aceea, numele cetății va fi Domnul este aici. Deci, care era numele cetății? Ce observare bună! Domnul este aici, așa se numea cetatea. Acest nume al lui Dumnezeu ne arată că El mereu este prezent. Când suferi și crezi că ai fost uitat și părăsit, atunci trebuie să-ți amintești că numele lui Dumnezeu este Jehova Shama, ce arată că nu ești singur, ci Dumnezeu este cu tine. Fii sigur, nu ai fost uitat. Atotputernicul Dumnezeu al Universului este cu tine, este aici, este prezent în orice loc unde te afli. Jehova Shalom este încă un nume al lui Dumnezeu, dar ca să aflăm ce înseamnă El, trebuie să deschidem la Cartea Judecători, capitolul 6, versetul 24. Gedeon a zidit acolo un altar Domnului și i-a pus numele Domnul Păcii. Altarul acesta este și astăzi la Ofra, care era al familiei lui Abiezer. Deci ai descoperit în Judecători capitolul 6. Ce nume i-a pus altarului Gedeon?
Ce observație bună, soldat! Într-adevăr, Gedeon a numit altarul Domnul Păcii. Singurul loc unde putem găsi pacea este lângă Domnul Dumnezeul nostru. Când ne este frică și trecem prin situații grele și diferite, trebuie să ne aducem aminte că Dumnezeu este pacea noastră și să alergăm la El după pace. Un alt nume al lui Dumnezeu care ne descoperă caracterul său este Jehova Rah. Hai să descoperim ce înseamnă acest nume citind Psalmul 23 cu versetul 1. Poți să citești tot psalmul, vei fi uimit ce frumos scrie acolo despre Dumnezeu. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Ce verset bogat în adevăruri! Ce ai descoperit despre Domnul? Cine este Domnul conform primului verset din Psalmul 23? Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Dumnezeu ne arată mereu și mereu în cuvântul Său că noi suntem ca oile. Știai că oile sunt cele mai neajutorate animale, mai timide și mai lipsite de apărare și că au nevoie de grijă și atenție continuă. De aceea și noi, ca și oile, avem nevoie de păstor. Avem nevoie ca mâna plină de dragoste a lui Dumnezeu să ne conducă și să ne călăuzească, să aibă grijă de toate nevoile noastre, să ne păzească de rău, la fel cum păstorul poartă de grijă oilor sale. Un alt nume al lui Dumnezeu este Jehova Tzidkenu. Repetă cu mine încă o dată acest nume, Jehova Tzidkenu. Și vom descoperi acum această semnificație a numelui în Ieremia 23, versetul 6. În vremea lui, Iuda va fi mântuit și Israel va avea liniște în locuința lui. Și iată numele pe care îl vor da, Domnul, neprihănirea noastră. Deci, care este semnificația numelui Jehova Tzidkenu conform Ieremia 23, versetul 6? Cum îl vor numi oamenii? Domnul, neprihănirea noastră. Numele lui Dumnezeu ne arată că El este neprihănirea noastră. A fi neprihănit înseamnă a fi împăcat cu Dumnezeu, să faci ce spune Dumnezeu că este bine, să trăiești potrivit cu standardele Lui. Acum apare o întrebare, cum ne face Dumnezeu neprihăniți? Cine a murit pe o cruce pentru a ne salva de păcat? Pentru că Domnul Iisus s-a jertfit pe sine, murind pe o cruce și plătind pentru păcatul nostru, noi putem fi împăcați cu Dumnezeu. Deci, aceasta este neprihănirea noastră, prin Domnul Iisus Hristos. Ei cum? Știai că comandantul nostru șef are toate aceste nume? Numele lui Dumnezeu ne descoperă cine este El, ne descoperă caracterul său măreț. Deci, scump soldat, să știi că ai făcut o muncă nemaipomenită. Ai descoperit nouă nume a lui Dumnezeu care ne descoperă caracterul său și felul cum se manifestă El în viața noastră. Acum știi cum aceste nume sună în limba ebraică, în limba în care Dumnezeu a hotărât să fie scris cuvântul Lui și cel mai extraordinar lucru este că le cunoști și în limba ta și știi ce înseamnă fiecare din aceste nume a lui Dumnezeu pentru tine. Tema ta de casă este să înveți cele nouă nume care ni-l descriu pe Dumnezeu. Scrie în carnetul tău, fii atent la ecran ca să vezi cum sunt scrise și în limba ebraică. Continuă să exersezi, spunând aceste nume de 3 ori în fiecare zi. Când exersezi, este bine să spui în fiecare zi aceste nouă nume la câte un prieten al tău sau părinților tăi, așa că să le strângi mai bine și cât mai adânc în inima ta, în așa fel încât să-L cunoști pe Dumnezeul tău și să-L poți lăuda în rugăciune. De asemenea, pe lângă codul rugăciunii domnești, pe care cred că deja l-ai memorat, este foarte important să exersezi rugăciunea în fiecare zi. Completează manualul tău la ziua 1 din lecția 2. Fă o poză la cărnițelul tău de instrucție, atașează-o la comentarii sau trimite-o la e-mail, ca la următoarea emisiune să prezentăm soldații creativi și sârguincioși. De asemenea, abonează-te la canalul nostru de YouTube, așa ca primul să vezi emisiunile noi. Deci, la treabă, soldați! Ne revedem la emisiunea următoare!